Luni 16 iulie are loc reunirea lotului echipei de fotbal Unirea Dej. Singurele noutăți pentru echipa dejeană sunt Rareș Stan, fotbalistul de doar 24 de ani transferat recent, și atacantul Bogdan Faur, care a revenit la echipa la care s-a format după ce în returul sezonului trecut a activat la CFR Cluj 2. Echipa din Dej continuă să fie activă pe piața transferurilor și își dorește să-și întărească lotul cu încă 3-4 fotbaliști. În această săptămână, echipa dejeană va încerca să semneze contracte cu alți doi fotbaliști aflați sub vizorul Unirii Dej. Singura incertitudine din cadrul echipei o reprezintă postul de antrenor principal. Conducerea echipei susține că se află în discuții avansate cu un tehnician privind postul de antrenor principal, însă așteaptă semnarea contractului pentru a anunța oficial numele noului antrenor al Unirii Dej. Dacă luni fotbaliștii Unirii reau pregătirile, miercuri 18 iulie echipa din Dej va disputa primul meci oficial al acestui sezon. Unirea va întâlni în deplasare Vulturii Vulturendi în cadrul primului tur al Cupei României.